O veste tristă a venit pentru iubitorii muzicii populare din țara noastră. Cunoscutul solist arădean Aurel Ungur a murit la vârsta de 58 de ani. El cântase cu o seară înainte alături de formația sa. Pe pagina de socializare Facebook au început să curgă mesaje de condoleanțe. Acesta a murit în seara zilei de 2 iulie 2023. Realizatoarea emisiunii de folclor de la TV Arad, Nicoleta Pavel, a postat pe pagina de socializare Facebook următorul mesaj. Au fost zeci de evenimente, ore înșiri de conversații la telefon, ai dus multe bătălii din care ne făceam griji că nu vei ieși biruitor, însă acum ai pierdut războiul. Brusc, când nimeni nu se aștepta, însă așa cum ți-ai dorit, după o cântare. Dumnezeu să te odihnească în pace, Aurel Ungur, mângâiere și alinare familiei. De asemenea, prietenii sunt cei care se arată șocați de moartea lui. Dragul nostru prieten, nu pot și nu vreau să cred, să accept această veste tristă. Aseară ai cântat și ne-ai încantat cu vocea ta inegalabilă, unde ai fost surpriza noastră. Nu îmi iasă din urechi, aveți grijă de voi. Nu pot să cred că ne-am luat rămas bun pentru ultima dată. Aurel Ungur, ești și vei rămâne prietenul nostru, dar Dumnezeu a avut alte planuri pentru tine. Acum ai completat formația Îngerilor, unde cu siguranță aveau nevoie încă de un solist valoros. Dumnezeu să te odihnească în pace, iar familiei tale să-i dea puterea de a trece peste această grea încercare primită fulgerător. Rămas bun, prieten drag, este mesajul postat de către Maria Marian alături de câteva fotografii. Printre cele mai cunoscute cântece ale sale amintim cântecul șoferului, Măi nană de la Cărand, Măi vecine, Măi vecine, la pădure trebuie cios.
Dumnezeu.